Sunt peste 11.000 de autovehicule în Petroșani și numai vreo 3.000 de locuri de parcare amenajate. Aglomerația este mare și posesorii de mașini și-ar dori să aibă locurile rezervate, însă pentru asta vor fi nevoiți să plătească. În cel mult o lună situația va fi reglementată, măcar pentru locurile de parcare amenajate deja, iar cu banii obținuți din taxa de parcare anuală vor fi amenajate parcări noi în Petroșani. Intenționăm să luna aceasta să băgăm în ședința de Consiliu Local o hotărâre prin care să stabilim exact procedura și caietul de sarcini. Ele vor fi concesionate cu un preț pe an. La această licitație vor putea să participe toți cei care își doresc să aibă un astfel de loc de parcare concesionat și, sigur, prin grija Serviciului de Public, de administrare a domeniului public și privat, vom scoate în urma solicitărilor pe care oamenii le fac acele parcări de cartier care vor fi solicitate. Acolo unde vor fi mai mulți doritori, se va proceda la o licitație publică, taxa urmând să fie achitată odată pentru un an întreg. De la cât va porni licitația? Nu știu, acum se lucrează la acest caiet de sarcini, probabil că undeva în jur de 50-60 de lei va fi taxa pentru un loc de pornire, pentru că va fi licitație cu strigare. Deocamdată, primăria scoate la licitație doar parcările deja amenajate din zonele rezidențiale, din jurul blocurilor, acolo unde vor fi solicitări. Investițiile necesare pentru ca unitatea medicală de la Urican să funcționeze vor fi preluate de Consiliul Județean. Asta spune primarul Dănuț Buhăescu, după ce a purtat mai multe discuții și dă ca termen de finalizare a lucrărilor anul 2018. Atunci, populația din Urican, spune Dănuț Buhăescu, nu va mai pleca până la Lupen sau Petroșani pentru urgențe. Corpul B, unde a fost înainte vreme spitalul, va fi predat Consiliul Județean, cred că în maxim o lună și jumătate îl vor prelua, urmând ca Consiliul Județean să realizeze investițiile necesare, astfel încât, cu ajutorul bunului Dumnezeu, de anul viitor cel mai târziu, sperăm ca unitatea, spitalul, cum îi spunem noi, să funcționeze. În corpul A al clădirii funcționează mai multe cabinete cu medici de familie, ori cabinete de specialitate, însă clădirea nu a funcționat ca spital de ani buni, nefiind construită după standardele necesare acestei activități. În toți acești ani, administrația locală și primarii care s-au perindat la Uricani au căutat să transforme unitatea în spital, mai ales că oamenii bolnavi care ar fi avut nevoie de acesta veneau chiar și din Câmpul lui Neag. Spitalul din Uricani a fost închis în 2003, când a fost considerat mic și ineficient. De atunci, oamenii trebuie să meargă la medic în localitățile învecinate. În 2007, Primăria Urican și Ministerul Sănătății au început renovarea clădirii, care a costat aproximativ 800.000 de lei, iar în corpul A sunt cabinete de medicină internă, pediatrie, ORL, ginecologie și oftalmologie. O mână de părinți și câțiva copii așteptau în liniște într-o sală de clasă improvizată într-un bloc din Aninoasa, sosirea unor oaspeți. Li s-a spus că le vin vizitatori, care le aduc cărți, pentru că în județul Hunedoara a ajuns caravana poftă de carte. Un imbold al asociației Ovidiu Ro de a veni la grădiniță. Cartea aceasta se numește Opajiște. Știți ce este aceea, Opajiște? Da! Ce? Ia spune. Un câmp. Ce mai e o pajiște? Cine mai știe? Eu! Un câmp cu flori! Un câmp cu flori! Și că e multă iarbă! Și o! Aici e cu iarbă! Și cu flori! Și cu iarbă! Și aveți o pajiște aici? Și cu broscuțe! Și cu broscuțe! Și cu veverițe! Și cu albine! Și cu copaci! Mario, un copilaș gata de clasa pregătitoare, ne povestește despre vizitatorii lui. Mario, spune-ne, ce se întâmplă azi la tine la grădiniță? Ce e la tine la grădiniță? Spune-ne. O activitate împreună? O activitate împreună cu doamna educatoare și părinții. Cum ți se pare ție ce faci astăzi aici? Da. Ați citit? Da. Tu știi să citești? Nu. Cum ai reușit? Doamna. Ne-a ajutat? Doamna ne-a ajutat. Îți place aici? O poveste sau ce? O poveste. Despre ce? Despre capra cu cei trei.
I-a șoptit mama lui, o femeie care recunoaște că își crește singură cei trei copii, dar care știe că doar dacă îi dă la grădiniță, au o șansă. Ei beneficiază de tichetele sociale de 50 de lei, ce sunt oferite copiilor de grădiniță, ce provin din familii sărace, pentru a încuraja să vină la ore. Cum vi se pare acest program prin care primiți și bani să aduceți copiii la grădiniță? Un program foarte interesant în legătură de copii și pentru noi ca părinți, pentru a merge la școală și a învăța. Câți copii aveți? Doi la grădiniță, pe Ardelean Mario Dorin, pe Iasmina Oprișan Gabriela și o fetiță la clasa 4-a, Ardelean Andreea Iulia. Sunteți aici la o activitate pe care o faceți împreună cu cei mici. Da. Cum se pare? Foarte interesantă. Legătură cu părinții, copiii și cadrele didactice. Au citit copiii? Da. O să vă învățe și despre alimentația sănătoasă celor mici. Da, și despre primăvară, venirea primăverii, mărțișorul, ziua femeii. În această săptămână, Asociația Ovidiu-Ro desfășoară în județul Hunedoara Caravana Poftă de Carte, un proiect ce implică sesiuni de citit în grădinițele din comunități sărace, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare a importanței cititului interactiv, dar și a necesității unei alimentații sănătoase pentru copii. Proiectul își propune să încurajeze prezența la grădinița copiilor defavorizați și să informeze părinții și echipele locale cu privire la legea fiecare copil în grădiniță, prin care familiile cu venit mai mic de 284 de lei per membru de familie pot primi lunar un tichet social pentru grădiniță în valoare de 50 de lei, dacă își aduc zilnic la grădiniță copilul. Obiectivul caravanei este să ajungă în zonele defavorizate, în grădinițele unde vin sau încă nu vin la grădiniță copii de vârstă preșcolară. Încercăm să identificăm pe cei încă neînscriși și să stimulăm înscrierea lor cât mai grabnică și să promovăm un pic cititul interactiv, cititul din cărțile mari, colorate, uriașe, cum le spunem noi, pe care le-am adus, să promovăm în același timp câteva principii de alimentație sănătoasă pentru preșcolari, pentru că de multe ori absențele sunt motivate și de o alimentație mai deficitară sau poate, da, de îmbolnăviri. Încercăm în același timp să vorbim cu cei care aplică în localitățile din Hunedoara programul Fiecare copil în grădiniță, legea etichetelor sociale, care, iată, intră în anul 2 de aplicare deja. La Aninoasa sunt multe familii care beneficiază de acest sprijin financiar și oamenii au înțeles că trebuie să-și educe copiii. Ori acest lucru este și cel mai important pentru viitoarea generație. La grădiniță li se formează limbajul, mult diferit de cel al unui copil care nu vine la ore, iar cei mici devin sociabili. Sunt 28 de beneficiari, a crescut foarte mult prezența elevilor la preșcolarilor la ore și a crescut într-adevăr și efectivul preșcolarilor noștri. Ținem să le mulțumim celor de la Asociația Ovidiu-Ro pentru că susțin în continuare programul Fiecare copil în grădiniță, care pe noi ne-a ajutat foarte mult, a crescut frecvența, a crescut numărul de copii. La acțiune a ajuns chiar și Marta Mate, inspector în cadrul Inspectoratului Școlar Județean, care a recunoscut că așteaptă revederea cu cei de la Ovidiu-Ro. Această nouă acțiune are rolul de a conștientiza comunitățile că educația este importantă de la vârste fragede și ceea ce se întâmplă efectiv în acest moment cu copiii și cu părinților sunt lucruri atât de firești și de normale, care practic ar trebui să se întâmple cu toți copiii, chiar dacă sistemul educațional românesc deocamdată nu prevede obligativitatea grădiniței. Caravana Poftă de Carte ajunge miercuri la Vulcan, joi la Urican și la Câmpul Inag, iar diseminarea se va face la sediul Inspectoratului Școlar Județean, pentru că membrii Asociației Ovidiu-Ro vor să vadă ce lipsuri sunt în acest sistem în județul Hunedoara, pentru a încuraja părinții să-și trimită copiii la grădiniță. Doamnele și domnișoarele care sunt la munte, la straja de ziua femeii, vor avea parte de multe surprize. Toate sunt gândite așa încât femeile să se simtă speciale în ziua de 8 martie, iar cei din munte fac tot posibilul să le arate cât de mult contează ele. Vor fi mai multe surprize, dar de aia surprize ca să nu vi le spun toate, dar cert este că mâine toate femeile vor schia gratuit în straja. Vor mai fi și alte surprize. Va fi un 8 martie pe schiuri. Mai este zăpadă la munte și se mai poate schia, iar o parte dintre cabanele și pensiunile de la munte au venit și cu oferte pentru această zi, așa încât dacă preferați zăpada, nu ratați ocazia să schiați de 8 martie. Încât să
schiază pe Pârtea Constantinescu, Mutul Lupului și Platoul Soarelui. Programul competițional din Straja continuă cu Cupa Bambi, dedicată celor mici, în data de 11 martie, și la final, timp de 3 zile, în Straja sunt așteptați veteranii. Întrecerea pe schiuri și doage are loc între 17 și 19 martie, iar la start se aliniază cei mai vârstnici schiori din Valea Jiului și din întreaga țară.